Ce venituri mai aveai suplimentare sau din ce trăiai dacă nu din salariu? În timp ce lucram la radio, am găsit un job la barul Ginta Latina, nemai existent astăzi, în calitate de DJ de noapte. Deci eu eram fata la care veneau oamenii din sală un pic aghezmuiți, spuneau, pune un Mumitrol, pune un DDT, pune o Casablanca, o Jessica J. Și pentru fiecare comandă muzicală eu eram remunerată. Astfel încât după o seară de lucru ca DJ de noapte, eu îmi făceam vreo 8 salarii pe care le câștigam la radio. Și cam asta era sursa ta de venit pe parcursul acelor ani? Ca și DJ de noapte eu am lucrat probabil un an, ceva de genul ăsta, după care am pășit în televiziune, reporterie, prezentare și datorită acestui fapt veniturile au început să crească.